Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Partidul de la guvernare scade în sondaje în fața socialiștilor. Totodată, președinta Maia Sandu nu este prima în stat, ci a doua. Cine a devansat-o, vă spunem în câteva minute. Atmosfera populației din Republica Moldova e undeva pe acolo. E o stare de neliniște, o stare de dezamăgire. O poliție municipală sau comunitară aflată în gestiunea primăriei capitalei ar scăpa Chișinăul de problema ambuteiajelor, huliganismului și altor abateri. Așa crede edilul Ion Ceban. Promit. În decurs de 6 luni de zile voi face ordine în Chișinău, iar cu ambuteiajele voi rezolva în maximum timp. Dacă voi nu puteți. Perioada sărbătorilor este una fierbinte pentru comercianți. Mulți profită de cererea foarte mare din partea cumpărătorilor pentru a vinde produse necalitative. Во-первых, по бюджету. А во-вторых, по качеству и смотря какая фирма. Вот там, например, даже упаковка немножко помята, я её не беру, вот она видите. Хотя дата здесь хорошая, но упаковка помята, я такие не беру. Cu ce atenționări vin specialiștii Ansa, vă spunem la știri. Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova susțin că starea de lucruri în Moldova este foarte proastă, iar creșterea prețurilor determină tot mai multă populație să emigreze pentru totdeauna. Sunt datele unei cercetări sociologice pe subiecte economice și sociale prezentate de IDIS Viitorul. Una din întrebările sondajului național, aspecte economice și migrația, a fost tradițional despre mersul lucrurilor în țară. Astfel, aproximativ 70% din respondenți cred că Republica Moldova merge într-o direcție greșită, iar aproape 20% consideră că țara noastră parcurge o cale corectă. Alți 10% dintre intervievați nu au știut ce să răspundă, iar restul au refuzat să dea un răspuns. Autorii sondajului declară că acest rezultat denotă o dezamăgire a populației față de politicile guvernării. Nu se vede în sondajul că oamenii percep că ceea ce s-a întâmplat cu pensia a fost un succes, ca să fie un pic eufemistic. Nu se văd rezultate percepute către populație la nivel de creșterea bunăstării. S-a întâmplat și cu chestiunea cu prețul energiei, care este tot în cont acestui guvernare, Cât ține de prețuri, sondajul a avut în acest an o întrebare separată privind prețul resurselor energetice. Astfel, majoritatea cetățenilor țării cred că de vină pentru majorarea tarifului la gazul natural este incompetența actualei guvernări. Potrivit cercetării sociologice, aproape 46% din respondenți susțin că actuala creștere a prețului la gaz este motivată de faptul că noua putere de la Chișinău a negociat prost contractul de achiziție semnat cu furnizorul rus. Alte 33% dintre persoanele intervievate spun că politica impusă de Rusia a dus la majorarea prețului, iar 13% afirmă că majorarea tarifului este obiectivă, ținând cont de prețurile la nivel mondial. Totodată, peste 8% dintre cetățenii chestionați nu au știut ce să răspundă la această întrebare. În opinia respondenților, guvernanții trebuie să se ocupe urgent de asigurarea bunăstării populației pentru a face față scumpirilor. Dacă m-ați întreba care este planul, programul numărul 1, 2 și 3 a guvernării, este crearea locurilor de muncă competitive. Nu pur și simplu locuri de muncă, dar locuri de muncă competitive cu salarii competitive. Acest lucru, din păcate, cetățenii încă nu l-au simțit și, drept consecință, noi avem o înclinație de a pleca din țară relativ constant. Același sondaj demonstrează că aproape 60% dintre cetățenii apți de muncă sunt gata să plece din Republica Moldova. Întrebați dacă ar avea o șansă reală să plece din țară, cum ar proceda? 26,5% dintre respondenți au spus că ar pleca pentru totdeauna, iar aproape 40% ar pleca pentru o perioadă. Avem, practic, o înclinație de migrație extrem de mare. Acest fenomen ne face să presupunem că în acest an vom avea o migrație între 33-37.000 de cetățeni. Și mai grav în opinia autorilor sondajului este faptul că fiecare al doilea moldovean vede viitorul copiilor săi în altă țară decât în Moldova. O dezamăgire profundă în populație, nu neapărat la direcția în care merge Republica Moldova, totdeauna a fost așa. E dezamăgire în sensul în care viitorul se vede mai degrabă în afară Republicii Moldova sau într-o mare proporție în afară Republicii Moldova și nu în interior. Repet, cineva putea să spună că aceste lucruri le-am mai văzut și în alte sondaje, da, dar ne-am fi așteptat ca această guvernare cel puțin să stampeze aceste cifre. Din păcate, aceste cifre au rămas cam la fel. Și ăsta este un semn că lucrurile se acutizează. Studiul a fost realizat pe teren în perioada 4-15 decembrie pe un eșantion de 1055 de persoane. Marja de eroare este de 3%. Măsurarea a fost realizată în conlucrare și din fondurile proprii ale Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din România, Institutului IDIS Viitorul și companiei CBS AXA.
Partidul Socialiștilor nu va mai avea un lider. Formațiunea va fi condusă de un executiv politic, iar Igor Dodon, care a fost în fruntea partidului 10 ani, va rămâne președintele de onoare al PSRM. Decizia a fost luată la cel de-al 17-lea congres al formațiunii, care s-a desfășurat în acest weekend. De asemenea, delegații din întreaga țară au aprobat mai multe decizii privind activitatea PSRM, una din ele fiind unificarea tuturor forțelor sănătoase ale societății, care vor opune rezistență deciziilor antipopulare ale actualei guvernări. Una din deciziile importante adoptate la Congres a fost modificarea statutului formațiunii, care nu mai prevede funcția de președinte. Partidul Socialiștilor va fi condus de un executiv politic format din 5 sau 7 membri. Componența acestuia va fi decisă în a doua jumătate a lunii ianuarie, declară președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon. Am propus această reformă în premieră pentru spectrul politic din Republica Moldova, ca partidul să fie condus nu doar de o singură persoană, dar de un organ colegial. Eu consider că această abordare are viitor și pentru alte forțe politice din Republica Moldova. Sper că în ianuarie va fi aprobat acest organ colegial și vom începe activitatea în format nou. Cine va face parte din noul Consiliu Politic nu se cunoaște încă. Decizia va aparține Consiliului Republican al Partidului. Igor Dodon, care a condus și a dezvoltat formațiunea în ultimii 10 ani, rămâne președinte de onoare și membru activ al Partidului Socialiștilor. Partia решила, что очень важно дать наибольшему количеству наших более активных товарищей участвовать активно в жизни партии, принимать решения, представлять себя. Активистов действительно очень много, и это желается, чтобы каждый имел возможность проявить себя с этой точки зрения. Totodată, delegații la Congres au aprobat mai multe decizii privind activitatea de mai departe a formațiunii. Astfel, Partidul Socialiștilor a fost și va rămâne fidel tuturor obiectivelor din programul său: suveranitatea și independența Republicii Moldova, echitatea socială, păstrarea identității moldovenești, politica externă pragmatică în interesele naționale ale Republicii Moldova, dar și protejarea valorilor tradiționale. Sarcina principală este unificarea tuturor forțelor patriotice sănătoase din societate, care sunt dispuse să se opună deciziilor antipopulare și antisociale ale actualei guvernări. În această situație e necesară consolidarea tuturor forțelor sănătoase. Partidul Socialiștilor a făcut acest pas când a creat blocul comuniștii. Trebuie să continuăm consolidarea tuturor forțelor sănătoase și trebuie să avem o agendă foarte clară cum izbăvim țara de acest regim. Очень важное решение для партии и будет в дальнейшем дан новый импульс для развития, для достижения лучших результатов, для того, чтобы из оппозиции партия Socialistă perișla în scorul budușim praveșiu partiu. În această ordine de idei, Partidul Socialiștilor a îndemnat toți cetățenii care nu sunt indiferenți să participe la crearea unei mișcări de proteste naționale, care îi va uni pe toți cei care nu sunt de acord cu regimul actual și care sunt pregătiți să îi se opună. Partidul de guvernământ pierde în sondaje în fața socialiștilor, iar la preferințele cetățenilor, președintele Maia Sandu îi cedează poziție de lider primarului capitalei Ion Ceban. Sunt concluziile unui sondaj pe subiecte economice și sociale prezentate de Idis Viitorul. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, noul legislativ ar fi format din actualele partide parlamentare, doar că raportul ar fi altul. Lider al preferințelor alegătorilor fiind blocul comuniștilor și socialiștilor. Potrivit sondajului național la aspecte economice și migrația, 37,8% dintre cetățenii deciși și-ar da votul pentru bloc. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 37,7%, iar partidul Șor 12,6%. Celelalte formațiuni politice nu ar obține numărul necesar de voturi. Atmosfera populației din Republica Moldova e undeva pe acolo. E o stare de neliniște, o stare de dezamăgire. Sentimentul pe care l-am eu este că aceste lucruri s-au întâmplat un pic prea repede. Toată lumea se aștepta ca prin primăvară să înceapă să aude fisuri în ceea ce privește spațiul politic de la Chișinău. Dar aceste fisuri încep să se audă mai devreme decât erau. Totodată, respondenții au cea mai mare încredere în Partidul Socialiștilor. Potrivit cercetării sociologice prezentate de Idis Viitorul, 35,8% dintre cetățeni spun că au încredere sau chiar foarte multă încredere în PSRM. Pe locul 2 s-au clasat comuniștii, care au obținut 33,9% din simpatiile participanților la sondaj, iar Partidul de la Guvernare PAS a coborât pe locul 3 la capitolul încredere cu un scor de 33,6%. Pe locul 4 s-a clasat Partidul Șor cu 31,8%, fiind urmat de PPDA cu
21,7%. Și la capitolul încrederii populației în politicieni, actualii guvernanți cedează. Aproximativ 45% din respondenți au declarat că au oarecare încredere sau foarte multă încredere în primarul capitalei Ion Ceban. Pe locul 2 în clasamentul încrederii se situează președintele Maia Sandu cu 37%, urmată de președintele de onoare al PSRM Igor Dodon cu 35% din simpatiile alegătorilor. În top 5 politicieni care au un grad mai mare de încredere a populației au intrat liderul comuniștilor Vladimir Voronin și președintele partidului Șor Ilan Șor. Ambii au înregistrat câte 33%. Topul politicienilor în care au încredere oamenii este urmat de premierul Natalia Gavrilița, președintele Parlamentului Igor Grosu și alte personalități. Atâtea așteptări au fost puse în acest regim, atâta încredere a fost alocată doamnei Maia Sandu, și o mare măsură pe bună dreptate, încât în jurul doamnei Maia Sandu nu mai trebuie niciun lider. Și nu mai apare de acolo, trebuie să ne așteptăm ca actualul regim să mai producă un lider, că nu are de unde. Încât dezamăgire vor fi foarte mari. Dezamăgire populației vor fi mari dacă acest regim nu reușește și disponibilitatea populației de a accepta încă o acțiune politică nu va fi foarte limitată. Sondajul național Aspecte economice și migrație a fost realizat pe teren în perioada 4-15 decembrie pe un eșantion de 1055 de persoane. Marja de eroare este de 3%. Măsurarea a fost realizată în conlucrare și din fondurile proprii ale Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din România, Institutul IDIS Viitorul și compania CBS AXA. Candidatul independent Nicolae Grigorișin va conduce municipiul Bălți pentru următorii 2 ani. Acesta a ieșit învingător în cadrul unui scrutin organizat în condiții mai puțin obișnuite pentru democrația electorală a Republicii Moldova. În cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale din Bălți, Grigorișin a câștigat fiind votat de numai 7100 de alegători, adică mai puțin de 7% din numărul total de peste 100.600 de votanți așteptați la urne. Datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale arată că la scrutinul de ieri la urne au ieșit puțin peste 10.200 de bălțeni cu drept de vot, ceea ce reprezintă o cotă de participare de doar 10%. Aproximativ fiecare al cincilea buletin a fost declarat nevalabil. În aceste condiții, Nicolae Grigorișin a obținut 7.148 de voturi, iar candidatul Partidului Patrioții Moldovei, Nicolae Chirilciuc, rămas în cursă, 1.248. Chiar dacă numărul alegătorilor a fost foarte mic, primarul ales al municipiului Bălți se declară mulțumit de rezultat. Slavă Bogu, că сегодня все это закончилось, я считаю, уверенной победой. Как бы кто ни утрировал там, сидя на диване, это бывшие руководители нашего города, какие-то проценты там считают. Но говорю, что спасибо сегодня огромное вам, бельчане, за то, что вы поддержали сегодня бельцы, вы поддержали сегодня я очень доволен. În același timp, Partidul Socialiștilor consideră că organizarea celui de-al doilea tur al alegerilor primarului general al municipiului Bălți este o farsă rușinoasă care a compromis procesul alegerilor democratice din țară. Niciodată până acum în istoria Republicii Moldova, prezența alegătorilor la alegeri nu a fost atât de scăzută. Bălțenii au pus o notă negativă și lui Grigorișin, care a acceptat să participe la acest spectacol dezgustător și actualei guvernări a țării, se menționează în declarație. Totodată, PSRM îndeamnă membrii CEC care au participat la această fără de lege să-și dea demisia. De asemenea, în declarație se menționează că formațiunea nu îl recunoaște pe Nicolae Grigorișin drept primar legitim al municipiului Bălți și consideră necesară organizarea unor noi alegeri locale la Bălți cu respectarea tuturor mecanismelor democratice. Amintim că în primul tur de scrutin din 22 noiembrie, Marina Tauber, candidatul partidului Șor, a ieșit învingătoare cu aproximativ 48% din voturi, urmată de Nicolae Grigorișin, care a acumulat aproximativ 21%. Pe lângă acești doi candidați, în turul 2 au mai ieșit alți 3 pretendenți. La 10 zile după primul tur, în urma unor sesizări privind abaterile comise în procesul de finanțare a campaniei, CEC a cerut instanței scoaterea din cursa Marinei Tauber. În urma examinării dosarului care a trecut prin toate instanțele, candidatului Șor i s-a interzis participarea în turul 2, care a fost amânat de autoritatea centrală pentru data de 19 decembrie. Ulterior, din cursă s-au retras și candidatul PAS și cel al PSRM, iar conform regulilor anunțate de CEC, în luptă a rămas candidatul independent Nicolae Grigorișin și cel al Partidului Patrioții Moldovei. O poliție municipală sau comunitară aflată în gestiunea primăriei capitalei ar scăpa Chișinăul de problema ambuteiajelor, huliganism și alte abateri care cu greu sunt soluționate de autoritățile centrale. Pentru asta pledează edilul Ion Ceban, care susține că un asemenea proiect ar rezolva asigurarea ordinii publice în cel mult 6 luni. Dar dacă nu aveți capacitatea de a gestiona ambuteiajul, diminua din criminalitate, actele de huliganism și vandalizare, comerțul ilegal din capitală, parcările ilegale,
Întoarceți-ne poliția comunitară, întoarceți-ne poliția locală a municipiului, așa cum este în toate capitalele europene la care vreți să faceți referință. Dați-ne poliția înapoi cu tot cu buget, așa cum ați furat-o de la municipalitate și promit că în decurs de 6 luni de zile voi face ordine în Chișinău, iar cu ambutiajul meu voi rezolva în maximum 3. Dacă voi nu puteți. În ultima perioadă, actele de huliganism și vandalizare în capitală sunt tot mai frecvente. În special este vorba despre noua tendință de a fura grilajele de la gurile de scurgere a apelor pluviale. Șeful Direcției Transport și Căi de Comunicații, Vitalie Mihalache, a menționat că din această cauză bugetul municipal are de suferit. Vreau să menționez că furtul grilajelor de canalizare pluvială duc și la situații de avarie foarte grave. Și nu unul din ele este și cela prin care Direcția Transport a fost obligată să achite despăgubiri pentru un caz de avarie în trafic, suportând pierderi de peste 150.000 de lei. Menționăm că primarul Capitalei a făcut mai multe solicitări autorităților centrale ca să fie creată o poliție municipală. Potrivit edilului, astfel ar putea fi evitate un șir de infracțiuni înregistrate la nivel local. Polițiștii ar urma să inspecteze fiecare stradă, curte și bloc din Capitala. Testele de diagnostic PCR pentru COVID-19 cu cost redus de 300 de lei nu sunt disponibile pentru toți cetățenii, chiar dacă aceștia plătesc asigurarea medicală. Prioritatea au cei care vin cu îndreptare de la medic. O recunoaște conducerea Ministerului Sănătății, care declară că laboratoarele publice au o capacitate modestă și nu pot face față tuturor solicitărilor. Secretarul de stat Svetlana Nicolaescu a declarat că statul nu are capacitatea să deservească toți pacienții, iar prioritate pentru testele de 300 de lei vor avea doar persoanele care au indicații medicale. Capacitățile în cadrul sistemului de sănătate, inclusiv capacitățile de laborator, au o anumită limită. Noi în continuare prioritizăm și vom prioritiza ca aceste capacități să fie utilizate pentru persoanele care au indicații medicale, deci ne referim la acele persoane care fie au simptome și sunt suspecte la COVID, da? Deci pentru confirmarea diagnosticului și stabilirea diagnosticului de COVID, capacitățile adiționale care sunt suplimentare și pot fi direcționate pentru a răspunde necesităților persoanelor care doresc să realizeze acest test la solicitarea lor, da, pentru a obține certificatul COVID, noi le punem la dispoziție, dar să fim conștienți că aceste capacități, deci acționăm sau operăm în limitele capacităților disponibile. Explicația secretarului de stat vine în contextul unui număr mare de solicitări din partea populației pentru testele mai ieftine. Totodată, spusele Svetlanei Nicolaescu sunt în dezacord cu afirmațiile ministrului Sănătății Alena Merenco. Ea declara anterior că ieftinirea testelor se aprobă pentru a asigura un acces mai mare al populației la serviciile de testare. Aceste tarife vor fi utilizate de către laboratoarele din cadrul prestatorilor de servicii medicale publice pentru diagnosticul infecției COVID-19. Aceasta vine să minimalizeze cheltuierile pe care le suportă cetățenii, în primul rând, și în al doilea rând să ofere un acces mult mai mare la investigația și stabilirea diagnosticului de COVID-19. Este important ca să fie ușor și ieftin să fie stabilit diagnosticul. Testele la prețul de 300 de lei pot fi efectuate în cadrul laboratoarelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică din 5 orașe, precum și în laboratorul Centrului Republican de Diagnostic Medical din Chișinău. Moldova a recepționat un lot de peste 230.000 de doze de vaccin Moderna. Donația a fost făcută de Franța prin intermediul platformei COVAX. În scurt timp, vaccinurile vor fi repartizate în centrele de imunizare din țară. Astăzi, în Republica Moldova, se pune în aplicare, se implementează și programul cu administrarea dozilor booster cu prioritizare persoanelor în vârstă de peste 60 de ani și a celor cu comorbidități. Inclusiv vaccinul Moderna face parte din aceste scheme pentru dozele booster și va fi utilizat atât pentru schemele primare de vaccinare, cât și pentru administrarea dozilor suplimentare și a celor booster. Vaccinurile sunt valabile până în luna aprilie curent. Donația face parte dintr-un program francez de asistență pentru mai multe state. Aujourd'hui, la Moldavie reçoit 230.400 doses de vaccin Moderna. Nous exprimons notre solidarité avec la République de Moldavie et ce don
logement fait partie d'un engagement beaucoup plus important décidé par le président de la République. Et cet engagement est de donner d'ici le milieu de l'année prochaine, 2022, 120 millions de doses de vaccins. În prezent, în țara noastră sunt disponibile doar vaccinurile Pfizer, Moderna și Sinopharm. În preajma sărbătorilor de iarnă, specialiștii îndeamnă populația să se vaccineze pentru a minimiza riscul de infectare cu virusul COVID-19. Vaccinurile sunt eficiente și împotriva tulpinii sud-africane Omicron. Primele rezultate a cercetărilor demonstrează că și vaccinurile care sunt astăzi în utilizare împotriva COVID-19 au eficacitate și asupra tulpinii Omicron. Da, studiile continuă în această direcție, dar primele rezultate sunt cumva încurajatoare. Amintim că procesul de imunizare în țara noastră a început în luna martie acestui an. Până în prezent, Republica Moldova a recepționat peste 2 milioane de doze de vaccin, dintre care o pătrime au fost donate prin intermediul platformei COVAX. În municipiul Chișinău nu a fost administrată nicio doză de vaccin expirat. Asta a declarat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința primăriei. Edilul a făcut această precizare după raportul Curții de Conturi, care a scos la iveală mai multe abateri privind imunizarea împotriva COVID. Săptămâna trecută, Curtea de Conturi a anunțat că aproximativ 7.000 de vaccinuri anti-COVID-19 cu termenul expirat ar fi fost administrate populației. În raportul Curții sunt vizate și trei asociații medicale teritoriale din Chișinău. Ion Ceban a anunțat că s-au făcut verificări și a fost convocată o ședință cu responsabilii procesului de vaccinare. În cele din urmă, primarul capitalei dă asigurări că în Chișinău nu au fost administrate vaccinuri cu termenul depășit. Anunț cu toată responsabilitatea și fermitatea că în Chișinău nu s-au administrat doze de vaccin cu termen depășit. Anume, noi în municipiu am prioritizat cu toată responsabilitatea procesul de vaccinare. Am investit enorm în infrastructura de vaccinare, fără supărare, dar am investit mult mai mult decât au investit autoritățile centrale și Ministerul Sănătății. Procesul de imunizare în capitală a fost monitorizat cu maximă atenție. De exemplu, la Centrul Municipal de Vaccinare, săptămâna trecută, au expirat 140 de doze de vaccin AstraZeneca. Coordonatoarea instituției, Cristina Boclinca, spune că toate dozele au fost transmise Ministerului Sănătății pentru a fi distruse. AstraZeneca a expirat pe 30 noiembrie, respectiv în toată țara, și a fost, dacă au rămas careva doze, au fost decontate, distruse. Maria Zamurca trebuia să-și administreze a doua doză de vaccin AstraZeneca în data de 2 decembrie, însă din cauza faptului că dozele au expirat, femeia a fost nevoită să-și administreze un alt tip de vaccin, unul valabil și recomandat de structurile internaționale. Prima doză AstraZeneca, pe 29 octombrie. Și mi s-a zis că pe 2 decembrie să vin și deja am fost pe 2 și săptămâna trecută și noi. Mi s-a spus că spatele a făcut încrucișat, adică ori Pfizer, ori Moderna și am ales Moderna. Ion Ceban a mai precizat că sistemul informațional al Registrului de Vaccinări COVID-19, care este gestionat de Ministerul Sănătății și ANSP, este vulnerabil și nesecurizat. Specialiștii în IT spun că hackerii pot accesa cu ușurință sistemul și pot modifica datele de vaccinare. La fel, registrul de vaccinare COVID poate fi ușor accesat de oricine care posedă abilități și competențe sporite în domeniul tehnologiilor informaționale. Astfel pot fi introduse date noi și modificate datele anterioare. Pot fi eliberate certificate de vaccinare falsă și tot așa mai departe. Stimați domni și doamne, este o rușine. Este o incompetență totală a autorităților, inclusiv a guvernului care și-a prioritizat în programul de guvernare digitalizarea. Registrul de vaccinare COVID este un registru, repet, absolut nesecurizat. Sunt niște constatări veridice care sunt contrar prevederilor legale. Precizăm că și Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat anumite abateri în ceea ce privește funcționarea sistemului informațional al Registrului de Vaccinare Anticovid-19. Auditorii au stabilit că în peste 277.000 de cazuri au fost introduse alte perioade de vaccinare decât cele reale. Astfel, din cauza acceptării unor erori, peste 70.000 de certificate de vaccinare ar fi false. Voi, cei de la Ministerul Sănătății, puneți în pericol și vă bateți joc de munca tuturor, inclusiv a organismelor internaționale. Pentru asta, nu pur și simplu demisie, pentru asta pușcării se face în alte țări. Dar aici se ține în funcție în continuare. După tot acest conflict, Ministerul Sănătății a anunțat că reprezentanții unei comisii de anchetă vor merge în spitalele și centrele de vaccinare pentru a verifica modul în care au fost administrate și păstrate vaccinurile. Contactați de postul nostru de televiziune, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, reprezentanții Ministerului Sănătății au anunțat că responsabili de registrul vaccinării sunt funcționarii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
Elevii au intrat în ultima săptămână de ore înainte de vacanță, după care se vor odihni 16 zile pentru ca la 10 ianuarie să reia lecțiile. Grădinițele rămân deschise, însă cu excepția celor câteva zile de sărbătoare, chiar dacă din cauza virozelor sezoniere, frecvența este redusă. Vreau să menționez faptul că începând cu data de 25-12 până la data de 9 ianuarie 2022, într-o perioadă de 16 zile, toți elevii vor beneficia de vacanța intersemestrială de iarnă. Elevii revin la ore pe data de 10 ianuarie 2022. Între timp, în Chișinău, 20 de instituții organizează orele prin rotație, adică atât în regim online, cât și cu prezența fizică. Este vorba despre 1700 de elevi. La ora actuală, în instituțiile de învățământ din capitală, sunt confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 105 elevi, iar 712 se află în autoizolare. Săptămâna trecută și 23 de profesori au fost declarați infectați. Situația pandemică este mult mai bună în instituțiile preșcolare. În ceea ce privește instituțiile de educație timpurie, numărul cadrelor didactice din ultima săptămână este zero. Totuși, din cauza virozelor sezoniere, tot mai puțin copii frecventează grădinița. Vreau să menționez faptul că, ținând cont de virozele care sunt în ultima perioadă, numărul copiilor care frecventează instituțiile de educație timpurie este în descreștere. Astfel, din cei 37.833 copii înregistrați în instituțiile de educație timpurie, au frecventat ultima săptămână 28.483 copii. Amintim că și în acest an, din cauza situației pandemice în școli și grădinițe, manifestațiile dedicate sărbătorilor de iarnă se vor desfășura în grupe, fără prezența părinților și a altor spectatori străini. Începând de astăzi, cetățenii moldoveni care vor călători în România sunt obligați să completeze așa zisul formular de localizare. Documentul este adoptat și de alte 17 state ale Uniunii Europene. Formularul digital de intrare în România poate fi completat doar online, înainte de a ajunge în țară sau timp de 24 de ore după sosire. Toți cei care nu vor respecta noua regulă riscă amenzi de până la 3.000 de lei românești, adică peste 12.000 de lei moldovenești. Aplicația poate fi accesată pe site-ul plf.gov.ro. Acolo se introduce o adresă de e-mail, după care utilizatorul primește un link de accesare pentru completarea formularului. Documentul conține câmpuri obligatorii, unde urmează să fie indicate numele și prenumele, date despre mijlocul de transport, istoricul de călătorie din ultimele două săptămâni, adresa de destinație și, dacă este cazul, datele minorilor. Perioada sărbătorilor este una fierbinte și pentru comercianți, unii dintre care în această perioadă profită de cererea foarte mare din partea cumpărătorilor pentru a vinde produse necalitative. Atenționarea vine din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care le cere cumpărătorilor să fie vigilenți și să verifice minuțios produsele pe care le cumpără pentru masa de sărbătoare. În caz contrar, aceștia riscă să-și petreacă sărbătorile pe patul de spital. Perioada dinaintea sărbătorilor este fierbinte și pentru specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Îndemnul cel mai bun făcut de specialiști este să cumpărăm produse și mărfuri din spațiile special amenajate. Avem un dubiu rezonabil, dacă el are de o calitate dubioasă sau are niște semne de alterare, noi suntem în drept să cerem de la acești comercianți documentele ce atestă. Primul, inofensivitatea acestui produs, calitatea acestui produs și, clar lucru, trasabilitatea. Să vedem ce este producătorul, de unde vine distribuitorul. Este important să alegeți cu atenție alimentele perisabile, cum ar fi produsele lactate, carnea și peștele. Trebuie să știm ce caracteristici posedă acest produs. Dacă el trebuie să fie păstrat la o temperatură de 4 grade plus minus 2 grade, atunci noi trebuie numai decât să tragem atenție. Dar vitrina frigorifică este înregistrat cu aparat care arată și confirmă temperatura. În contextul sărbătorilor de iarnă, moldovenii trebuie să fie vigilenți și la produsele importate din străinătate, în special la fructele de mare. Numai decât ne interesăm de la merceolog când ele au fost pescuite și dacă ele au fost congelate și decongelate sau ele sau au fost aduse în stare refrigerată și plasată pe gheață și care este perioada lui de comercializare, care până când este valabil. Alți cetățeni cu venituri mai mici fac economii. La mine nu o godă net. De ce? Pentru că eu tocă știu apălătila comunalnei usluge. И еще 1000 лей осталось мне долг на следующий раз, на лето. И все, вот я взяла. Что?
где вот со скидки здесь. И горошек, и вот апельсины по 15 лет. Чтобы имели деньги. Все будем покупать. И мясо, и другие. По сроку годности. Мясо покупаем. Куриное такое, всякое мясо. Сыры покупаем. Во-первых, по бюджету. А во-вторых, по качеству и смотря какая фирма. Вот там, например, даже упаковка немножко помята, я ее не беру, вот она видите. Хотя дата здесь хорошая, но упаковка помята, я такие не беру. În cazul depistării unei neconformități, ANSA îndeamnă să apelați la numărul de telefon 0800 8 0033. Final de jurnal, dar nu pierdeți la ora 21 știrile în limba rusă. Să aveți o seară frumoasă, iar mâine ne revedem tot la această oră. Toate bune!